Din păcate, toți cei care sunt la PSD la ora actuală, în conducere așa, nu au făcut nimic privat. Nu au avut niciodată o afacere, înseamnă și 2-3 oameni angajați. Numai afaceri, chiar dacă au avut, au făcut numai afaceri cu statul. Deci nu a existat o variantă să vadă ce înseamnă fără bani de la stat. Să managerieze niște bani ai lui. Deci în momentul în care tu nu știi să managerieze niște bani de ei, nu poți să managerieze niște bani ai altora. Sau te doare undeva de ceilalți. Pentru că noi nu plătim impozite dacă vrem sau dacă nu vrem. Noi suntem obligați să le plătim. El asfaltează sau nu asfaltează, noi suntem obligați să plătim impozitele astea. Din la mine există variant dacă mi-a lăsat groapa și mi-am rupt mașina în două, da? În mintea unora bine a făcut și a rupt-o că are de unde, da? Nu trebuie, au fost să plătesc impozite. Aici este marea problemă. Dar despre gândirile pentru și despre tot primăria de venim autorizații de construire. Uf, prima grijă, bă, lasă-l în aici de autorizații de construire. Dă-o gratis, o sumă modică, 100 de lei, 50 de lei, 80 de lei. Pentru că dacă îți faci acolo o chestie, o casă, dăm un exemplu, la casa aceea tot lucrează 5 zugrati. Da? Lucrează 5 zugrati. 5 zugrati plătesc impozite pe salarii, este 10%, care nu mai e 16%. Vine la Consiliul Local, orice societate care are mai mult de 5 angajați, da? Plătește în unde își desfășoară activitatea. Chiar dacă firma e de la Piatra Neam sau de la Bacău sau de la... dacă are, înțelegi ce spun, punctul de lucru și are peste 5 angajați acolo la punctul de lucru, e impozitul plătesc acolo. Deci indiferent de unde este firma, poate să vină să construiești la Timișoara. Chiar nu le deranjează. Dar nu vrem, pentru că cu cât lumea trăiește mai bine, cu cât dacă se face mai industrial, cresc salariile, nu mai există dependența asta de ajutorul social. Da. Știți, pentru că omul cu cât e mai sărac și cu cât e mai așa, cu atât nu-l interesează de jur împrejur, el știe bine. Mare minune să nu avem vreo minune în 2020, 20. Și am crezut că... Știți, făceam un mișto de Ceaușească cu Codoiul? Da. La fel este. Dacă îi scria Codoi, Codoi spunea, vă spuneam. Da, clar. Era Codoiul clar. N-am niciun dubiu.